Wembley la un moment dat. Astăzi marele meci Huddersfield Reading s-a încheiat la penaltiuri în favoarea echipei care nu mai jucase în Premier League din 1972. Huddersfield a promovat așadar și va lua mălaiul ăla 200 de milioane de lire sterline aici cu tot ce va însemna și sezonul viitor. Dacă va rămâne în prima ligă engleză încă un an, va mai înșfăca, se va duce undeva spre 300 de milioane de lire sterline. Ei bine, pentru banii ăștia totuși spectacolul a fost zero. Are două echipe care nu erau în stare să marcheze un gol. Și miză foarte mare, Radu. Cred că și Claudiu Niculescu, acolo la mititei lui, cu cupa pusă pe grătar, râdea de ei. Dar deci eu înțeleg că miza e mare, eu înțeleg că-s bani mulți, eu înțeleg că Wembley arată bine. Eu înțeleg că lumea se duce cu emoții, se duce cu speranță. Bă, la spectacolul e zero, bă. Deci mai bine te duceai la un concert, da, mai bine te duceai la orice. Da, să crăpi niște semințe undeva pe malul unui lac, să te uiți la niște lebede, ieșai mai bine. Da? Lăsați-vă pe fotbaliști ăștia în pace. Ăștia erau de nivelul Chiajna cu Botoșani. Meciul de astăzi, un blat, sigur, doi pauză, unul final. Da? Scriau oamenii noștri pe Facebook astăzi, în timp ce Chiajna marca golul de 2-1, că dacă ne-am fi dus cu scenariul ăsta la Cannes, poate luam și noi ceva. Am luat în alți ani și aș spune, ca să fiu malițios, chiar cu scenarii mai proaste decât cel de la Chiajna. Da, e un scenariu pe care l-am mai văzut, cu pauză final, de pauză în final, penalti în meci, mai lipsa cartonaș roșu și asta face de obicei parte din scenariile blaturilor clasice, dar până la urmă, uite, ei... Cei de la Chiajna încă speră la evitarea retrogradării. Acum că nu o fi evitarea retrogradării, s-o duce în B, dar și acolo se fac blaturi, nu-i problemă. Se fac blaturi, în general, Botoșaniu n-avea după ce să bea apă. Trebuia să le dea meciul. Era clar, era obligatoriu, dar atenție, dacă Timișoara fură, pardon, câștigă la Mediaș în ultima etapă, a scăpat, indiferent de blatul Chiajnei, eventualul blat al Chiajnei la voluntari. Va face voluntarea toate argumentele din lume să dea la o parte. Dar nu știu dacă o va face. O să vedem dacă ei nu sunt în dușmănie cu adversara lor din același județ, din Ilfov, fostul sector agricol Ilfov, actualmente județul Ilfov, că poate nu-i înghite. Eu știu că erau la râcă la un moment dat, de s-aptea ca Chiajna, chiar dacă a blătuit astăzi ordinar, să fie deja retrogradată din prima ligă. Că Mediașul, dacă îi să aleagă între Timișoara și Chiajna, noi știm pe cine o să aleagă. Da, așa cum știam așa și la Iuliu Mureșan, între Viitorul și Steaua, pe cine va alege. Bine. Dane, te las. Îți mulțumesc frumos. Mâine începe House of Cards, de dimineață de la 10, ora României. Da? Eu la ora 10, să nu mă sunați, să nu-mi dați mesaje, m-am apucat, da? E începe sezonul 5, să vedem ce se întâmplă cu omul nostru, cu Frank Underwood. Să nu uit să-mi iau atlasul, da? Dar de mâine, de la 10, intru în silențiu stampa. Dane, pe mâine, pe mâine la ora 16. Toate bune. Mersi frumos. Bună seara, prieteni! Bun găsit la o nouă ediție, Un Pont pe Zi. Sunt Dan Bâră alături de Sabin Pârvan. Salut, Sabin! Salut, Dane! Salut, pariori! O cotă de 8, Sabin, am prins. Da, suntem buni. Oricum, au fost foarte multe cote bune în emisiunea de vineri seară. Așa. Foarte multe pariuri reușite și ne-au ieșit foarte bine conturile pe ultima etapă din Italia. Un aspect care ne bucură foarte mult, pentru că a fost o rundă în care ne așteptam la multe rezultate ciudate, dar nu s-a întâmplat așa. Și am prins etapa aproape integral și, în general, cam toate pariurile pe cupe pe care le-am avut ne-au adus profit. 24 de poturi au fost cele oferite în emisiunea de vineri seară. 18 ne-au adus profit. Mi-aduc aminte cât de sigur eram eu de Chelsea și ce s-a întâmplat până la urmă. Iată o mare surpriză. Apropo de această finală, acum mă gândeam cu puțină îngrijorare la pronosticul celălalt pe care am insistat eu în ultimele... Dar să știi că nu mi-l schimb. Cel din finala Ligii Campionilor, Real Madrid-Juventus. O să vorbim despre acest meci, prieteni, puțin mai încolo, dar începem cu meciul zilei Univet.
Simona Halep o întâlnește pe Iana Cepelova, o slovacă în vârstă de 24 de ani, e numărul 89 WTA această Cepelova. Și până acum, iată, Simona pare favorită certă, însă marea problema sportivei din țara noastră este accidentarea pe care a suferit-o în turneul de la Roma, acolo unde și-a sucit glezna, nimic mai mult de atât, dar o problemă totuși destul de serioasă. Să vedem care va fi gradul de mobilitate pe care îl are, asta e un lucru foarte important. Ea s-a antrenat la Roland Garros încă de joi și din ceea ce se pare, din ceea ce au scris marile ziare de sport din lume, Simona ar fi aptă de joc în acest moment, ca și refăcută, deși a evitat să forțeze în mișcările laterale, acolo unde nu se simte încă sigură pe picioare. Haideți să vedem cotele acestei întâlniri. Doar 1.16 pentru ca Simona să câștige partida. Cepelova o cotă de 5.60 și trebuie să vă spun, prieten, că partida de la Roland Garros se dispută pe zgură, așa cum bine știm, iar pe zgură Simona are un palmares nemaipomenit în ultimele 27 de întâlniri, 24 de victorii. Așadar, ar trebui să fie meciul Simonei. Asta cu atât mai mult cu cât are în față o sportivă nu foarte experimentată. Însă, ziua de astăzi a fost una extrem de proastă pentru jucătoarele noastre. Și, aș spune acum glumind, e bine că n-a jucat Simona tot astăzi. Da, tot glumind, chiar înainte de emisiune, am spus și ceva mai devreme, stăm cu colegii de la pariuri12.ro legate avanclungile care vor fi mâine pe site, programul pe care îl vom avea, și am întrebat, ok, cine face avanclonica pentru partida Simonei Halep, și toți mi-au spus, băi, noi nu mai facem nicio avanclonică pe Halep, că dacă încercăm să scoatem ceva fonduri pentru această partidă, sigur pierdem și Halep. Nu e adevărat. Să știi că și eu m-am gândit de multe ori, așa, am avut fel de superstiții, dar credem, Simona nu mai poate de noi. Ea e cu treaba ei acolo, cu siguranță că acum că scrie Sabin Pârvan sau mai știu eu cine, un rând sau două, sau Dan Bâra, sau mai știu eu cine, n-are nicio, absolut nicio legătură. Asta e numai în mintea noastră și am vrea noi să depindă de noi, dar nu depinde. Că altfel, cuvintele pe care le spunem aici, ați convins că de multe ori ar ajuta. Bun, mai avem câteva cote, Cepelova plus 1,5 seturi, adică să ia și Cepelova un set, o cotă de 2,75. Iată cât de bine este practic cotată Simona. Vedem din acest pariu, practic set Cepelova are o cotă absolut senzațională, 2,75, ceea ce înseamnă că șansele sunt destul de mici. Peste 18,5 game-uri, o cotă de 1,82 și Simona Halep să aibă handicap de cel puțin 7 game-uri la finalul partidei, adică să aibă 7 game-uri mai mult la final când tragem linie, o cotă de 2,12, o cotă bună, zic eu. Da, dacă Simona va fi aptă 100%, în sfârșit a fost o discuție mai amplă, într-adevăr s-a vorbit de ușoare întors, s-a discutat în schimb și despre ceva probleme la ligamente, nu știm exact care este problema, dar dacă Simona va fi 100%, dar hai, 90% aptă de joc contra Cepelovei, eu cred că își va face un meci ușor. Simona a făcut o gafă în momentul în care a scris pe nu știu ce rețea de socializare, a scris ea acolo, ea ne stăpânind bine limba engleză, a spus că și-a rupt ligamentul, dar de fapt cuvântul pe care l-a folosit ea a vrut să spună că și l-a răsucit. Însă, necunoscând foarte bine limba engleză, a spus turn ligament, sau mă rog, ce a scris ea acolo, asta înseamnă ligament rupt. Însă ligamentul ei nu este rupt, cel de la gleznă, ci este doar întins. S-ar putea să... Poate a fost și o tactică a Simonei, nu știm, pentru că, uite, are o șansă excelentă la Roland Garros. Ce m-a surprins pe mine, că ea n-a dat mesajul respectiv și în limba română, pentru că de obicei sportivii așa fac, se exprimă în limba engleză pentru fanii din întreaga lume și în limba din țara natală pentru fanii din propria țară. E bine, Simona n-a dat acel mesaj decât pentru fanii străini și, iată, a făcut probabil neintenționat această greșeală. Da, o greșeală care ar putea să le fi scos din gardă, sau mai știu cum să mă exprim, pe marile rivale de la Roland Garros sau măcar pe Cepelova, pentru că e clar, în momentul în care te gândești că în urmă cu doar câteva zile adversara ta a ieșit dintr-o finală accidentată, te gândești că ai o șansă. Oricum, fotul nostru este Simona Halep, 2-0 la seturi, o cotă de 1.44, poate fi un meci mai echilibrat, poate fi un tie-break, ca să îmi place foarte mult pariul peste 18,5 game-uri.
dar până la urmă eu cred că Simona se va impune și se va impune chiar în numărul minim de seturi. Sabin, foarte repede vreau să mai spun o idee în încheiere. Așa cum a apărut în presa noastră, se pare că Simona are un a făcut o mică schimbare. Povesteam și noi acum vreo săptămână că Darren Cahill n-a mai acceptat atitudinea sfidătoare și total nepotrivită pe care o avea Simona față de el și a dorit să întrerupă contractul pe care l-are cu ea. E bine, în momentul acela Simona s-a panicat, a dat înapoi și a revizuit atitudinea, ba mai mult de atât a acceptat să-și ia un antrenor pentru partea mentală, să spun așa, mental coach, așa îi spun englezii, și se pare că acesta a făcut anumite schimbări, parcă un pic, dar nu vreau să vorbesc să mă pripesc, parcă un pic s-ar vedea în atitudinea. Ar fi foarte bine pentru că, așa cum spunea un om din staff-ul ei, Simona are în mână o armă extrem de puternică pe care o îndrepta împotriva ei. Acest antrenor ar putea, cel mental coach despre care vă spuneam, ar putea să o ajute pe Simona să înțeleagă că dacă va îndrepta această armă, furia și, pentru că vorbim de accese de furie aici, de nervi, de, mă rog, frustrare și așa mai departe, dacă le va îndrepta spre adversar, va avea foarte mult de câștigat. Dar asta face diferența între o sportivă, într-adevăr, de clasă mondială, da, de elită, și o sportivă bună care a obținut niște rezultate, dar atât. De bine, sperăm că face pasul și de urmărit pe parcursul acestui turneu, evident, dacă îi va permite starea fizică. Bun, atât deocamdată despre această întâlnire. Mergem mai departe și rămânem totuși la tenis, dar pe tabloul masculin. Andy Murray, prieteni, în caz că ați uitat sau, n-ați mai urmărit tenisul în ultima vreme, aflați că este în continuare numărul 1 ATP. Deci dacă tenisul masculin îl are pe Andy Murray numărul 1, vă dați seama în ce impas se află în acest moment. E bine, Andy Murray, și sincer, Sabin, nu știu dacă îmi dai dreptate sau nu, dar cred eu că lucrurile nu sunt foarte departe de a ne provoca, zâmbete, pentru că de pe vremea din 1980 și nu știu cât am văzut, citeam pe un site ăsta străin, tenisul masculin n-a mai avut un lider care să aibă un sezon atât de prost. De pe vremea lui Pete Sampras, dacă mi-aduc eu bine. Da. E bine, e o situație destul de complicată, dar să vedem cum o va trata Andy Murray în partida cu Andrei Kuznetsov. Casele de pariuri îl dau drept mare favorit, o cotă de 1.18, în vreme ce Kuznetsov are o cotă de 5.10. Kuznetsov este din Rusia, are 26 de ani, Murray are 30 și ocupă numărul 73 acest Kuznetsov. Ce informație ai, Sabine, despre această partidă? Da. L-ai sunat pe Murray? L-am sunat. Așa, bun. Dar era la duș. Era la duș. Corect. Apropo de ce spuneai tu, eu cred că obligatoriu ne ridică o serie de semne de întrebare. Forma anumitor tenismeni după Olimpiada, înainte și după Olimpiada de anul trecut. Știi ce culmea? El în turul 3 s-ar putea să pice, știi cu cine? Cu Del Potro. Jucătorul cu care a jucat în finală la Olimpiada. Exact. Da, deci sunt o serie de aspecte. Noi le-am discutat, le-am prezentat, au fost opiniile noastre, dar și cine își mai aduce aminte în serie despre ce vorbim. Alte cote pentru această partidă, peste 34,5 game-uri în meci, o cotă de 1.93. Da. Andy să câștige cu 3-0 la seturi, o cotă de 2.12, destul de mare, zic eu, și sub 9,5 game-uri în primul set, o cotă de 1.90. Cum ai spus și tu, nu se leagă deloc rezultatele pentru Andy, mai ales în ceea ce privește sezonul pe scură. Poate că la Roland Garros se va produce revirimentul britanicului, a avut rezultate bune aici, a jucat finala anul trecut și 3 semifinale din 2018 încoace. Nu are un adversar foarte greu. Chiar dacă Kuznetsov, atenție, vine după semifinala pierdută la Geneva în fața lui Wawrinka. Bine, jucătorii mari în preajma turneilor de Grand Slam o lasă ceva mai moale. Wawrinka a forțat, juca acasă în sfârșit, dar Kuznetsov a atins semifinalele, e ok. Rezultatul i-a dat încredere rusului de 26 de ani și n-ar fi exclus să asistăm chiar la un set câștigat de Kuznetsov în această partidă. De asta sunt două pariuri pe care le iau în considerare pentru această confruntare, în afară de pronosticul oferit de noi, Andy Murray minus 1,5 seturi pentru o cotă de 1,35. Alte două pariuri de jucat single, evident, 3-1 la seturi Murray și un tie-break în meci pentru cote ce depășesc valoarea de 3. Acum, ca să spunem, părerea
noastră până la final. Doar o catastrofă l-ar putea împiedica pe Andy Murray să câștige această partidă, pentru că diferența între cei doi jucători este uriașă. E ca și cum ar juca, eu știu, de, să zicem, din nou Barcelona cu Alaveș. Da? E o diferență foarte, foarte mare între cele două formații, indiferent între cele două, între cei doi jucători, indiferent ce s-ar spune. Dar de remarcat un lucru interesant, ca să, eu știu, continuăm cu partea mai amuzantă din poveștile noastre, și anume faptul că una din puținele victorii pe care le-a obținut Murray în ultima perioadă a fost cea obținută cu Marius Copil în Masters-ul de la Madrid. Așadar, dacă nu-i Copil, s-ar putea să fie un pic mai complicat. Copil a părăsit competiția și vedem dacă reușește Murray să treacă de acest Kuznetsov, pe care l-a bătut în ultimele două întâlniri, ba chiar categoric. Ok, mergem mai departe, prieteni, ne revenim, vorbim despre fotbal. Acum trebuie să vă spunem că dacă la un moment dat nu o să mai fie, știu, o să fie o săptămână întreagă, două săptămâni, trei săptămâni fără pic de fotbal, noi o să vorbim de finala Champions League de anul viitor sau de finala campionatului mondial de anul viitor. Pentru că nu putem să nu vorbim și un pic de fotbal. Trebuie, e obligatoriu să vorbim un pic de fotbal, pentru că altfel începem să, nu știu, ni se face rău aici și picăm pe jos. Bun, despre ce fotbal vorbim, prieteni, despre cel mai important meci de fotbal al săptămânii și până la urmă cel mai important meci de fotbal al sezonului. Este vorba de finala Ligii Campionilor, cea dintre Juventus și Real Madrid, un meci în care casele de pariuri ne sugerează un anumit echilibru, dar eu n-aș merge neapărat pe ideea lor. Vedem ce se întâmplă, cum arată cotele în momentul ăsta, cote sensibil egale, să spunem așa, destul de apropiate, 2.60 pentru victorie Real, 2.95 pentru victorie Juventus și 3.15 pentru un rezultat de egalitate. Ce s-a întâmplat în ultimele zile? M-am uitat să văd cum au mai variat cotele. Cota lui Real un pic de tot s-a mai ajustat în sus, cota lui Juventus un pic de tot s-a mai ajustat în jos, iar rezultatul de egalitate la fel s-a mai ajustat și el în jos. Asta înseamnă că casele de pariuri par să se gândească la un echilibru și chiar mă gândeam și mă uitam, căutam ce scrie presa internațională, foarte multă lume prevede un rezultat de egalitate, un meci cu prelungiri și poate chiar o tranșare a acestei finale la loviturile de departajare. Eu în continuare rămân la ideea mea și anume că Juventus este o echipă net inferioară lui Real Madrid și o să vă spun de ce. Juventus a trecut în turile anterioare, în acea aminte, de Barcelona și de Monaco. Pe Barcelona a prins-o într-un moment, eu am spus de altfel după ce Barcelona a trecut cu acel incredibil 6-1 de PSG, că Barcelona în turul următor va părăsi competiția. Așa s-a și întâmplat, nu că aș fost eu clar văzător, dar am avut intuiție atunci. A prins-o pe Barcelona într-un moment extrem de slab. Cum? Cu un joc foarte organizat și cu un sprijin consistent din partea Barcelonei, care s-a apărat foarte, foarte prost. Ne-am aminte că Barcelona are probleme reale de, în defensivă. Evident, nu e o echipă slabă, dar, iată, Juventus a știut să profite de acest lucru. Apoi, a jucat cu Monaco și ne-am aminte că în primul meci, cel în care practic s-a tranșat calificarea, Monaco nu a putut conta pe Mendy. Da? Un lucru esențial, pentru că Mendy a lipsit exact pe banda unde a activat Dani Alves. Dani Alves, care a fost omul semifinalei, în ambele manșe a marcat, a jucat foarte bine, a oferit pase de gol. Iată, în aceste condiții în care Mendy a lipsit. Evident că după ce au pierdut primul meci pe teren propriu, 2-0, cei de la Monaco mai aveau șanse infime să întoarcă rezultatul la Madrid. Bun. La Juventus. De partea cealaltă avem acest Real Madrid care, zic eu, că este o formație absolut perfectă de contraatac în acest moment și cu un mare jucător nou descoperit, și anume Cristiano Ronaldo ca număr 9. Jucător în fața porții, atacant de gura porții. Vedem cotele partide. Juventus câștigă trofeul, Real Madrid câștigă trofeul, diferență și aici iarăși mică. Ambele marchează, cred că e un pariu destul de înșelător, 1.90, peste 2.5 și sub 2.5. De aici, din peste și sub 2.5, vedem cum gândesc casele de pariuri această întâlnire. Mai degrabă, un meci cu puține goluri. Deci asta ce ar însemna? Un 0-0, 1-0, 1-1. Da? Cam pe aici ar trebui să fie.
Da, dar apropo de ce spuneai tu legat de șansele celor două echipe în, această finală, cotele la, câștigarea trofeului nu au variat deloc de la deschidere imediat după semifinale până în prezent. Uite, mai avem niște cote, Sabin, hai să le spunem și pe astea. Higuain marchează? Higuain marchează, da sau nu, da, o cotă de 2,90, nu va marca o cotă de 1,38. Dybala, să pariem în același fel, un gol al lui Dybala recota 35, o partidă în care el marchează recota 1,27. Un gol marcat de Ronaldo, are cota 2,50, poate ajunge pe Messi în fruntea ierarhiei golgeterilor din Champions League. Da. Dacă nu va marca, cota e 1,48, vedem destul de, măricită. Benzema marchează, da sau nu, 36-65 cu 1,23. Apropo de ce spuneai de, cele două formații, da, cred că finala se va juca la cât, de bine va reuși Zidane să, spargă organizarea tactică a lui Allegri. Eu nu cred că va fi aceasta cheia partide, pentru că Allegri este peste Zidane ca și abilități. Este peste Zidane. Exact. Peste Zidane, dar problema e materialul din teren, pentru că ei joacă. Degeaba l-ai pe Mourinho, degeaba l-ai pe Allegri, pe oricine, dacă ăia din teren sunt proști. Să vedem cât de bine va ști să, se prezinte Juventus în fața lui, Real, pentru că dacă tactic va sta bine în teren, nu știu, Zidane, din punctul meu de vedere, e un antrenor din ăsta. Dacă l-ai mutat la Sevilla, să se duna cu el, sau dacă l-ai dus la o altă echipă. E foarte posibil, dar spun încă o dată, argumentul meu nu este aici. Da, eu sunt convins că Allegri e peste Zidane. E evidentă. Exact. Evidentă. Tocmai de aceea se pare că de data aceasta Juventus nu va mai juca cu acea linie de 3. Pe linia de, în defensivă. Bun, da, dar o să mai discutăm, Sabine, de meciul ăsta, nu? În zilele următoare. Evident, evident. Bun, mergem mai departe, prieteni, și vorbim de super cotele Winmasters. Haideți să le vedem. Sper că n-ați uitat de pagina noastră de Facebook, acolo găsiți comentarii, puteți comenta și noastră, puteți intra în discuții cu ceilalți prieteni ai emisiunii, noi o să încercăm, dacă avem timp, să aruncăm o privire pe comentariile noastre. Super cotele Winmasters, prieteni, două cote de 3 și ceva și una de 5 și ceva. Sabin? Da, ok, am selectat din oferta specifică a zilei de mâine 3 partide, dar am găsit pentru ele cote foarte, foarte bune. Cavatache cu Mantong, scor corect tip 2-1, 3-1 sau 4-1 la o cotă de 3-20. Da. Kokinakis cu Nichișori la, Roland Garros, set câștigat de primul jucător, o cotă de 3-90, o cotă foarte bună. Și Perugia Benevento, X pauză, X final și sub 2,5 goluri în, meci, o cotă de 5-20. E frumoasă această combinație pauză final. Pentru cei mai îndrăzneți, uite, pot introduce pe, varianta de pariere și un pont pe goluri. Și cota, bineînțeles, este, mult mai bună. Bun. E un, pariu foarte bun, o idee foarte interesantă. Evident, varianta simplificată X pauză sau final e cea de bază de la care pornim întreaga discuție. Mergem și mai departe și discutăm și despre acele oferte speciale, despre pariurile pe care noi le propunem caselor de pariuri, iar ei ne oferă cote. Ne-am propus, am propus și noi caselor de pariuri, mai concret celor de la Winmasters, că ei sunt singurii care acceptă astfel de pariuri. Chiar sunt, de apreciat pentru deschiderea asta, pentru că e o chestie care doar în Anglia am mai văzut-o. Așadar, le-am propus diferite ponturi, ei ne-au dat niște cote și felul în care ne-au oferit cotele, pe mine, Sabin, m-a făcut să mă gândesc la ceva. Pe viitor trebuie să fim un pic mai abili ca să scoatem de la ei informații prin, ponturile, prin pariurile pe care le sugerăm, exact, și cotele pe care ni le oferă ei. Da? Înțelegi ce vreau să spun? Înțeleg. Bun, bun. Și de asemenea trebuie să facem apel și la cei care ne urmăresc, pentru că sunt convins că și ei înțeleg despre ce vorbim și dacă au idei să ni le trimită, pentru că noi la rândul nostru le vom oferi celor de la Winmasters și apoi așteptăm cotele lor să îi păcălim pe banii lor, ca să zicem așa. Da, noi tot timpul am spus că cei mai buni pariori din lume sunt bookmakerii, cei care dau cotele. Deci, dacă putem învăța din, sau putem extrage din cota propusă pariul câștigător, varianta de pariu propusă de un pont pe zi la finalul săptămânii trecute a fost Andy Murray, Djokovic și Wawrinka să nu joace finala la French Open, la Roland Garros 2017. Ne-au dat o cotă de 2,15 cei de la Winmaster. Grăitoare, spune eu. Da, corect. Și varianta de pariu propusă astăzi de un pont pe zi este Cepelova să câștige 2-4 game-uri în meciul cu Simona Halep. Evident,
cota bookmakerii Winmasters vor analiza acest pariu și ne vor propune cota ca de obicei mâine. Pe site-ul lor. Deci dacă vreți să aflați, până la emisiunea meciul se joacă, dacă vreți să aflați cota, va trebui să intrați direct pe site-ul lui Masters și acolo o să găsiți această cotă. Bun, mergem mai departe și ne întoarcem la fotbal. Haideți să vedem care sunt punctele din celelalte campionate care se joacă mâine. În play-out-ul de promovare, play-off-ul de fapt de promovare din Liga a doua din Germania, avem așa München 1860 cu Regensburg, echipa unde a debutat Laurențiu Regekampf, de acolo se trage el, din Regensburg. Gazdele deschis scorul 1-68, respectiv 1 fără remiză, o cotă de 1-50. Da, a fost 1-1 meciul tur. München 1860, ceva mai experimentată și bună pe teren propriu, poate tranșa acest baraj. În serie B avem iarăși play-off, Perugia Benevento 1-0-3 goluri în meci, la o cotă de 1-50. În tur a fost 1-0 pentru Benevento, probabil își vor apăra acest avantaj sub fire luat în tur. Da. Avem și meciul în Liga Campionilor Asiei, Kashima Guangzhou, peste 2,5 goluri, și la o cotă de 1-65. Pentru același meci, varianta X2, o cotă de 1.49, Guangzhou s-a impus în tur cu 1-0. Tot în Liga Campionilor Asiei, Al-Hilal cu Estegal din Iran, 2-4 goluri în meci la o cotă de 1.50. Al-Hilal este neînvinsă în acest an și a câștigat partida tur cu scorul de 2-1. E clar favorită pentru accederea în faza următoare a întrecerii. Mai avem un pont și din Irlanda, Shamrock Rovers cu Bray, sub 3,5 goluri, cota 1.38. Atenție, cei care pariați în Irlanda, nu se mai marchează chiar ca pe vremuri, iar în cazul acestei partide, Bray cred că va reveni la un ritm mai apropiat de valoarea echipei. Acum joacă, sau acum este clasată mult peste ce poate are asta. Așa este, cam atât cu punctele din fotbal, sper să fie puține, dar bune. Și ne îndreptăm atenția către punturile din alte sporturi. Mi-aduc aminte, prieteni, la un moment dat, și vă spun chestia asta ca să învățați un lucru interesant. La un moment dat m-am gândit eu cum pot să ajut pariorii și am contactat un mare specialist în tenis, care i-am spus, uite, hai să ajutăm oamenii să câștige, hai să ne uităm împreună, dăm tu o listă, așa, cu meciurile cele mai sigure, alea unde nu există absolut niciun risc. Și persoana respectivă, extrem de binevoitoare, m-a ajutat, mi-a dat o listă. Vreau să vă spun că din lista respectivă erau vreo 15 sau 20 de pronosticuri, din acelea foarte, foarte simple, gen Andy Murray câștigă la 1-10 sau, mă rog, așa mai departe. E bine, din lista respectivă au ieșit doar vreo 10-12 câștigătoare. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă, în primul rând, că nu întotdeauna cei care sunt specialiști într-un sport sunt specialiști la pariuri. Da? Asta e un lucru extrem de important. I-ați văzut de nenumărate ori, probabil, pe Ilie Năstase, pe Mourinho, pe mai știu eu care se pricepe, evident, la sportul pe care l-a practicat sau pe care îl practică, dând pronosticuri greșite. În primul rând, dacă ei ar fi atât de buni la pronosticuri, echipele lor n-ar pierde, pentru că ei ar ști care sunt problemele pe care echipa lor le va avea în meciul următor. Și, dincolo de asta, aceste meciuri, cât de simple par ele, au pe aici și pe acolo diferite chichițe, diferite detalii care ne pot încurca. Așadar, mergem la Roland Garros și avem pe acest Kachanov cu Jari, 1 cu handicap, minus 1,5 seturi, încercăm și noi 1.35, Almagro Baghdadis, 1 cu handicap, minus 1,5 seturi, același pariu, la o cotă de 1.55, Dolgopolov Berlok, peste 3,5, Kokkinakis Nishikori, set Kokkinakis, da, cotă 3.90, iată, absolut minunată această cotă. Kohlschreiber Kyrgios 2 cu handicap minus 1,5, adică să bată la cel puțin 2 goluri Kyrgios, 1,95. Del Potro victorie cu Peia 2 cu handicap 1,5 seturi, aceeași poveste, să vingă la cel puțin 2 seturi diferență. Și Tsonga cu Olivo 1 și sub 28,5 game-uri 1,80. Mergem în circuitul feminin, Sabin. Ok, Radvanska joacă cu Ferro, 8-12 game-uri în primul set, o cotă bună, 1.55. Vitolina, performera sezonului în curs cu Svedova, peste 18,5 game-uri, cota 1.95. Svedova e ceva mai experimentată.
În NHL avem primul meci al finalei, Pittsburgh cu Nashville 1 cu prelungiri incluse la o cotă de 1.60 și încheiem cu un fond din fotbal în sală din România. Galați cu Deva X2 la o cotă de 1.45. Așa este, prietene, atât pentru această seară. Ne revedem mâine la ora 16 cu emisiunea 11 metri și apoi din nou la ora 24 cu un pont pe zi. Atât, așadar, o noapte liniștită și baftă la pariuri.